primul rând, părerea mea și opinia mea este că eu joc zilnic pentru România. Tot timpul când intru pe teren, acolo scrie România, Halep România. Cred că asta este mult mai important pentru mine, pentru țară. Am jucat întotdeauna cu mare drag la Fed Cup, când am putut și când s-a putut. Am fost și accidentată și tot am jucat anul trecut, am riscat foarte multe lucruri. Mi-am dorit mult să joc Fed Cup întotdeauna. Anul acesta este imposibil pentru că programul nu-mi permite. Dacă jucam în altă parte, în Europa mai aproape, mă duceam cu drag. Acum este imposibil să mă duc să schimb din nou fusul orar și așa sunt obosită. Vin după o perioadă lungă în America, am venit acasă, să plec iar în Canada și să mă întorc este foarte, foarte greu. Fiecare își dă cu părerea, fiecare are părerea personală. Țin să spun doar că joc pentru țară zilnic, nu joc doar la Fed Cup. Îmi doresc să câștige fetele acolo și fără mine au șanse, joacă bine, avem jucătoare foarte bune. O să le țin pumnii și o să le susțin de acasă. Te-a deranjat opinia domnului Năstase? Adică te afectează ce se vorbește pe margine? Nu știu dacă mă afectează sau nu, dar pe domnul Năstase îl respect, îi respect toate rezultatele pe care le-a avut, ceea ce a fost și ceea ce este. Nu-mi permit să comentez despre ceea ce spune dânsul. Este opinia dumnealui și cum fiecare este liber să-și pună părerea, eu accept orice. A contat în vreun fel faptul că putem spune că ești calificată deja la Jocurile Olimpice, adică ai reprezentat România la Fed Cup, sau asta n-are nicio legătură? Rămâne un obiectiv Jocurile Olimpice? Habar n-aveam că sunt calificată la Olimpiadă deja. Nu este în gândul meu așa ceva să joc pentru Fed Cup doar ca să mă calific la Olimpiadă. Îmi doresc să joc la Olimpiadă dacă sunt sănătoasă și aptă să fac acel turneu. Este greu, repet, pentru că în săptămâna avem turnee și nu știi ce ți se poate întâmpla, așa cum am mai accidentat de multe ori. Acum sunt bine și mă bucur pentru asta, dar este un obiectiv să joc la Olimpiadă, da. Niciun obiectiv prea greu, niciun adversar prea puternic, niciun obstacol de netrecut. Pentru că tu ești cel mai bun, intră și tu pe digisport.ro și votează-ți favoriții.